Un loc ce reprezintă pentru majoritatea dintre noi o destinație de vacanță a însemnat pentru Coca 10 ani de muncă. În timpul ei liber vorbea spaniolilor și turiștilor din Palma de Mallorca despre tradițiile bucovinene, despre costumul tradițional, despre colinde și rugăciuni. Am poposit în satul Frasin din județul Suceava pentru a vă prezenta pe Coca Cotoc, care a reușit să înființeze, prin fonduri europene, un atelier de creație. Acum vreo 17 ani am plecat și eu departe de țărișoara asta dragă. O pinca și traista și costumul meu popular niciodată nu mi-a lipsit și acolo. Foarte mulți turiști mă întrebau pe stradă, de unde ești? Din România. Știi ce frumos mă simțeam? Cred că de-aia am plecat așa, cu tot cu traistă, cu opinci, cu costum popular. Ca să nu ne uităm rădăcina, Mihaela. Care au fost primii pași în Spania? Cum a fost procesul de integrare acolo? Primul pas, adaptarea. Când ajungi acolo, ești un pic așa mai dezorientat, știi? Pentru nu știi că, limba. Sigur, nu știi limba, nu știi dacă există. Exact, dacă nu știi dacă există o comunitate românească, nu știi dacă există o biserică românească, nu știi. Nici nu știam că există o asociație românească. Dar erau mulți români acolo unde te-ai stabilit tu pentru 10 ani. Pe parcurs am înțeles că erau 12.000 de români în insulele Baleare. Chiar și pentru mine a fost o surpriză, pentru că dacă nu cunoșteam așa pe nimeni, dar când încep să-ți faci documentele alea, când rămâi acolo, am cunoscut un român. Bună ziua, bună ziua! Și acolo el mi-a spus, păi avem biserică românească. Deci așa am luat eu contact prima dată cu comunitatea românească de acolo. Îmi amintesc că erau foarte puțini români, deci venea un preot din Ibița ca să facă o slujbă odată la două săptămâni și atunci nu era cor, nu exista cor ca și aici. Și atunci părintele zicea, haideți îndrăzniți, haideți un pic lângă mine aici. Eu eram mai retras așa și nici n-am știut că eu pot cânta. Da, și așa... În ce an se întâmplau toate acestea? În 2007 am plecat, în 2007 am plecat de acasă. Deci cam în 2008, să spun așa, când a fost chiar imediat. După aia, încetul, acolo, la biserică, știți cum e? Cei care căutau de lucru veneau acolo, întrebau. Cei care aveau ofertă de muncă întrebau acolo. Deci era, deci așa, era un loc în care îți puteai găsi și de muncă. Da, 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 chiar plăcut era lucrul ăsta. Că... Și mai veneau că oameni care aveau și probleme. Și atunci, nu știu... Încetul s-a format așa. Comunitate adevărat. S-a închegat acolo un grup de români și așa încet a luat ființa Asociația de Români de la preună cu părintele de acolo. Ca multe țări, deci, na, oamenii mai spuneau de români, români așa, români așa. Mă, și părintele zicea, mă, trebuie să facem ceva, să echilibrăm un pic. Și am prins curaj. Azi un pic, mâine un pic, un pic de activitate. Ce activități ați desfășurat voi acolo cu Asociația de Români? Totdeauna făceam activitățile, de exemplu, de 1 decembrie. Ne adunam un grup de români. Copiii întotdeauna erau prezenți pentru că, știi cum e, pentru a avea continuitate, trebuia să vadă ce facem noi. Făceam câte o agapă, chiar așa spunea părintele, o întâlnire acolo și invitam și celelalte comunități. Întotdeauna am ținut cont de Crăciun, de Paște, de hramul nostru. Eram invitați și de asociațiile din Spania. Când am fost ca asociația de români de acolo invitați în Ibița la o activitate pentru a promova tot ce ține de țara românească, tradiția, folclorul, produsele culinare, deci fiecare țară avea un stand și își prezenta acolo. Și atunci acolo mi-am dat seama că cu atâta dragoste se vorbea din noi românii. Și după mult timp am auzit, chiar guvernul Balear a lăudat comunitatea românească. C-
Crezi că fiecare român care pleacă departe de țară din diverse motive, pentru un trai mai bun sau pentru carieră, este un ambasador al țării sale? Cu siguranță. Cu siguranță. Și dacă mai pui și un costum, un strai popular pe tine. Eu mergeam la biserică și știu că era odată un grup de turiști germani și mă întrebau, de unde ești? Din România. Wow, wow. Ai îmbrăcat în costum tradițional. Da. Da, da, da. Deci atrăgeam întotdeauna atenția, costumul nostru tradițional întotdeauna o atras. Și au fost foarte mirați mulți din comunitatea spaniolă. De exemplu, eu la Paște invitam prietenii, da? Păi ce făceam? Ou roșii, exact ce se făcea la noi. Într-un an la masă aveam invitați din Colombia, Argentina, Spania și maiorchini de acolo, din Palma de Mallorca. Ei, am învățat să spună Hristos a înviat să ciocnesc ou în românește. Mi-aș dori să-i auziți pe cei din Colombia cum spun Hristos a înviat și ciocneau ouă. Dar și eu am învățat și eu am mâncat din produsele lor, am probat și asta, din punctul meu de vedere, a fost așa ca un schimb. Da. Cultural. Ce înseamnă pentru tine Palma de Mallorca? Pentru foarte mulți, Palma de Mallorca este așa un loc doar de distracții sau, dar nu chiar așa. Palma de Mallorca însemna munca mea. Cât munceai pe zi? Câte ore? Munceam și 10 ore. Sâmbăta și duminica nu munceam pentru că am zis alea le las la tot ce aveam activitate și dedicație pentru că nu ne puteam. Dar era căldura foarte mare, cu asta mi-a fost mai greu să mă adaptez. Foarte cald, foarte cald. Umiditatea era mare, buf. Dar încet ne-am adaptat. Cum te-a primit Spania? Când ai ajuns acolo în 2007, România abia intrase în Uniunea Europeană. Da. Care a fost sentimentul? Care a fost percepția ta? Nu pot să spun că m-am simțit foarte străin așa la început. Nu, oricând nu eram încă închegat acolo, nu știu, nu. Dar sunt amestecați și ei ca și noi. Pentru că erau foarte mulți oameni care aveau sufletul mare, deschis, alții ne judecau după o știre dintr-un ziar sau de o știre dată la televizor, care poate nu o să știm niciodată dacă era chiar așa. Ai simțit chemarea pământului? Ai simțit chemarea de a te reîntoarce acasă? Da. La vreo 3 ani după ce am ajuns acolo, am avut o problemă de sănătate. Am făcut un cancer. Cu 2 ani înainte de a pleca, mi s-a reactivat. Pentru că așa a fost. Era un șoc emoțional, e mai mult istorie acolo. Dar am avut ocazia să cunosc un terapeut care îmi spunea, tu trebuie să mergi acasă. Acasă, în țara ta, în pământul tău. Să bei apa din izvoarele tale, să îmbrățișezi copacii de la tine, să mănânci mâncarea pământului tău. Avea atâta perfect dreptate, pentru că dinainte de a se întâmpla lucrul ăsta, țin minte că m-a întrebat doamna preoteasă la biserică dacă mă gândesc vreodată să renunț la cetățenia mea și să rămân acolo. Niciodată, nici nu m-am gândit măcar la asta, dar simțeam că mă cheamă pământul acasă. Și era așa din suflet, adică nu că era mintea mea doar că trebuia să plec. Nu, aici o simțeam. Și să știți că în 2 săptămâni am lăsat absolut tot și am plecat. Am plecat. Cum a fost reîntoarcerea, Coca? Cum a fost regăsirea pământului natal? Nu m-am așteptat totuși ca la întoarcere să fie procesul de readaptare în țara mea, exact ca atunci când am ajuns în Spania. Ca și cum ar fi fost o țară străină? Da. Nu era străină. A fost un pic mai complicat oamenii, cum sistemele, când mergeam undeva, dacă aveam nevoie, deci acolo era mult mai ușor, mult mai ușor. Mult mai ușor era. Ne puteam organiza orice ce făceam, știam exact, nu știu, aici e mai un pic, da, eu nu critic, le-am acceptat așa cum sunt, dar pierd mult timp, mult timp până... Și mi-am dat seama când am ajuns acasă că
Toată lumea, când am plecat de acolo, mă întreba și ce o să fac acasă. Mi-aduc aminte că cineva îmi zicea, păi, ce faci exact? Păi nu știu. Eu atâta știam că trebuie să mă întorc pământul meu ca să mă reconectez cu țara mea și cu rădăcina mea. Atâta tot aveam în cap. E, când am ajuns aici, eu am iubit și iubesc foarte mult costumul popular. În diaspora, știi cum e, că nu toată lumea are exact un costum original, un set complet și mai... Improvizează, sigur că da, na, așa era. Dar mi-am dat seama cu durere când am ajuns aici și aici s-a pierdut. Deci asta mi-a atras atenția. Am stat așa vreun an și am observat. Chiar n-am știut ce o să fac, nu am știut. Dar mi-am dat seama că dispare costumul popular ca autenticitate. Da. Oamenii încet au început să cumpere mai chiciureala asta din bazar. Nu știu, am pierdut acolo ceva. Și atunci mi-am dat seama, wow, aici eu trebuie să... Așa am simțit, aici eu trebuie să fac ceva. Da. Și cu ajutorul lui Dumnezeu am accesat fondurile europene, pentru că atunci, ca pentru românii care s-au reîntors acasă, am avut posibilitatea asta. Și așa... În ce an? În 2016. 2016-2017. A durat 2 ani perioada de implementare. Și ce anume, ce proiect ai făcut? Și ce sumă ai reușit să primești? Au fost 43.000 de euro. Am deschis un atelier de creație. De ce am numit eu atelier de creație? Costumul popular întotdeauna a fost o creație a femeii. Deci nu este un stas. Să spui că este ca un șablon, ăsta este și îl multiplicăm. Nu există așa ceva. Deci în fiecare zonă este un alt model, este o altă cromatică, este o altă istorie, ci predomină la fel sunt semnele. Întotdeauna mi-am dorit să văd aici în atelierul ăsta copii, să fac șezători, să învățăm să coase, să le spunem povești. Povestea costumului popular, povestea cămășii, să prindă valoarea, să o înțeleagă, să o simtă. Că așa nu mai scăpăm în bazar să-și cumpere o cămașă, o bluză înflorată, că aia sunt doar bluze înflorate, deci să fim exact, să știm exact ce cumpărăm. Nu putem spune că aia e un costum popular. Da, și așa încetul... Ai făcut cursuri în acest sens? Ai mers undeva să... Da. Pentru că mi-am dat seama că foarte multe informații erau, dar se contraziceau. Un om spunea așa, o bătrână îmi spunea așa. Și atunci am făcut cursuri prin minister, am făcut cu cei de la Muzeul Țăranului din București, etnografic din Cluj. Și atunci am înțeles ce înseamnă un costum popular. Nici eu nu știam așa de multe. Ce înseamnă un costum popular? Identitatea noastră ca popor român. Deci dacă aprofundăm un pic tema asta pe... Toate semnele astea cu sute pe o cămașă populară, ajungem la rădăcina noastră. N-ai cum să eviți. Ajungem la strămoșii noștri. Foarte multe lucruri știau bătrânii, de exemplu. Bătrânii spuneau efect apotropaic. Tradus mai un semn de protecție. Și atunci bătrânii știau că dacă ei scoseau cămașa, erau semnele văzute și semnele nevăzute. Bătrânii știau protecția lor împotriva... de ochiului, împotriva vrăjilor, împotriva gândului rău, pentru că asta spuneau, n-ai cum să nu te lovești de lucrurile astea. Dar ele și făceau ceva în asta, deci chiar m-a impresionat lucrul ăsta. De exemplu, am văzut cămăși, foarte multe cămăși, sub braț, aici la articulații, aveau câte un fir roșu. Și aici sub braț era o cruce. Și eu întrebam, pentru ce crucea aia? Și o bătrână îmi spune, mamă, la un om, toate... locurile cele mai sensibile sau mai puțin protejate, mai vulnerabile, sunt articulațiile. Și ea de aia făcea în pânze. Știau exact bătrânile, chiar dacă nu aveau ele atâta școală, dar aveau înțelepciunea aia care rânduiala. Deci cuvântul cel mai frumos care eu l-am găsit, aveau rânduiala asta. Deci noi am pierdut-o. Cum reușiți să dați mai departe copiilor din zonă ceea ce am moștenit? După ce am ajuns acasă, am zis, măi, eu singură
am lipsit totuși 10 ani de aici, zic, singură, tot nu pot să fac. Întotdeauna ai nevoie de oameni. Ce aliați ai găsit? Exact asta vreau să spun. Mulțumesc la Dumnezeu că mi-a dat oameni extraordinari. Deci eu mi-am dat seama că singură n-aș fi putut face lucrurile astea. Și atunci am colaborat și colaborez foarte mult cu Ștefan Șandru, care este un instructor de dansuri populare. Și atunci el lucrează foarte mult cu copiii. Deci când am făcut împreună Hora Satului în 2018, am promovat 30 de fetițe extraordinar. A fost botezul lor, să spunem așa, la Hora Satului, unde împreună încercăm să le povestim și sub formă de poveste sau sub formă de eveniment, să-i aducem alături de noi pe copii. Ne adunăm aici la Crăciun, colindăm. Au venit chiar într-un an, am avut o surpriză, că au intrat foarte mulți turiști, nu știu de unde au auzit și au intrat aici, ne-am trezit cu ei, am stat împreună. Evenimente, de exemplu, Sărbătoarea Iubirii, Dragobetele. În 2017 am făcut Seara Dacilor Libere, am fost 450 de oameni în costum popular. Hora Satului, Unirea Satului Românesc, colaborat iarăși foarte mult cu Peter Harley, Sate Măliniu, Broșteniu și Borca. Ne-am adunat la Crucea Talienilor, pe Munții Stănișoarei și acolo am toți împreună. Deci întotdeauna doar împreună. Doar împreună. Copii minunați care vin ce am uitat să vă spun că toate activitățile sunt voluntariat. Deci nu există proiect, nu există bani în mijloc, doar voluntariat pentru a dărui, pentru a face ceva. Copiii dragi, tineri, de exemplu, Ilinca Sticleț, care este o fată extraordinară, de aici, din zonă, cu părinții ei, mă susțin foarte mult. Dar ea cântă, ea culege, ea a făcut conservator, ea culege acel vechi să-l dea mai departe. După aia avem fotografii noștri din zonă, domnul Sorin Onișor, care colaborăm mult, sau Silviu Ilea de la Câmpul Lung, care este un trăitor al tradițiilor. Și el mă ajută foarte mult să învăț cât mai mult despre costumul popular. El m-a învățat să fac sărăduiala. Sărăduiala. Ce înseamnă sărăduiala? Sărăduiala înseamnă șunurul ăla care bătrânile noastre dragi îl împleteau manual, deci asta este sărăduiala la un suman, deci tot ce înseamnă broderia asta din șunurul ăsta. Este o împletitură manuală în cingi. După aia ele îl coseau pe... Dar dacă știm să o interpretăm, de exemplu, aici sunt colțe de lup, vezi? Totul e făcut din aici e pomul vieții. Și asta faceți voi înșezători? Da. Îi înveți pe copii sau pe cei care participă, da, adulți? Da, duc bătrânii pe o parte și copiii pe o parte. Bătrânii spun povești, cântă, le povestesc cum erau șezătoare, ce spuneau bătrânii, ce copiii mai întreabă. Nu pot să spun că au atâta interes, dar eu nu-mi pierd speranța. Încetul, încetul, știu că într-o zi cineva va lua acum mână și va coase. Deci, practic, voi cu atelierul acesta, tu cu atelierul acesta, încerci să plantezi niște semințe pentru viitor. Să sădești copiilor dragostea pentru costumul tradițional din zonă. S-a pierdut. Înainte, draga mea, oamenii nu coseau chiar așa de mult pe pânza asta industrială. Acum se folosește, dar înainte se cosea cânepă, bumbac, in. Asta este, de exemplu. Nu este o cânepă făcută la... Este țesut în România, dar din păcate, firul de cânepă în România nu se mai produce. Deocamdată, dar eu cu siguranță, din informația mea, în curând vom avea și în România. Asta este o cămașă, de exemplu, care acum este în lucru. Vezi? Modelul ăsta, întotdeauna mi-e place să spun povestea cămășii. Modelul... Ce poveste ar avea această cămașă? Modelul care se naște, sub ochii noștri. Este din partea Vasluiului. L-am scos cu lupa, l-a purtat un patriot român prin 1942. Pe mine m-a impresionat el ca om și atunci am simțit nevoia să-l readuc la viață. Bătrânii știau. Nimic nu făceau întâmplător.
Când începeau o cămașă să o croiască, o croiau când era luna în creștere. Era foarte important lucrul ăsta. Și că atunci ca să aibă semăna... spor. Corect, să crească. Nu când e luna în scădere sau atunci când semănau în pământ, niciodată nu semănau. Deci asta era rânduiala care eu întotdeauna am întâlnit la bătrâni și încerc să o povestesc mai departe la copii. Ce dăm mai departe copiilor noștri? Ceea ce ești, ceea ce suntem. Deci fiecare dă partea aia din el, o parte din sufletul lui. E foarte important să-i lăsăm acolo, pentru că eu aud foarte des la generația mea, cămașa asta o am de la străbunica mea, cămașa asta are 100 de ani, dar eu întreb, noi ce lăsăm mai departe? Dacă pierdem timpul, eu sunt și bunica, am un nepoțel de 4 ani și atunci eu când cos, el mă întreabă, bunica, ce faci acolo? Cos, vreau și eu să cosesc, așa spune el. M-a emoționat foarte tare, pentru că și atunci îi spuneam, uite, bunica, îmi pungi cu acu și tu îl scoți. Dar cam asta făceau bunicile cu copiii. Fetițele, de exemplu, de la 5 ani învățau arta acului și se pierde rânduiala. Deci eu asta simt, întotdeauna am spus-o. Rânduiala era un rost pe pământul ăsta. Care este urma pe care trebuie să o lăsăm după noi? Cel mai important e să înțeleagă cine suntem, de unde am venit și încotro mergem. E foarte important. Ce ți-a adus reîntoarcerea în România? Împlinire foarte mare sufletească și am senzația că niciodată nu am fost plecată din țărișoara mea dragă. Deci chiar dacă am vorbit așa de bine, am stat 10 ani, am vorbit foarte bine spaniola, deci am senzația că n-am vorbit-o niciodată. Deci nu mai, nu știu, aici. Și niciodată n-aș da Bucovina mea. Dacă mă mai întreb, dacă mai plec, niciodată. Și acum, la încheierea întâlnirii noastre, mulțumesc că ați venit în umilul meu atelier. Mulțumesc telespectatorilor de la Trinitas TV. Am un mic dar pentru voi și pentru telespectatori. O să vă cânt un cântecel. Se numește Cășiula și îl cântă cu mult drag prietenul meu, Călim Brăteanu. Neapărat trebuie să-i spun, pentru că el tot timpul o cântă. Moșânei purtau cășiulă să-mi de barbații, vrednici și-o țâneau pe frunte, cu multă mândrie, s-o bătut pentru cășiulă cu o lumi-ntreagă. Jos din cap n-o vrut s-o deie, le-o fost tare dragă. Of, of, bucurie, care-o fost barbat să știe, la tine-o putut să vii. O lăsat moșă cășiula s-o duc mai departe, care m-a videa cu dânsa să stei deoparte. Ne-o zis să-mi păstrez cășiula orice ar și să și e, de-o-i purta o să mă poată pomini copchii. Of, of, bucurie, care-o fost barbat să știe, la tine-o putut să vii. Cu drag pentru voi!